prin vicepreședintele PNL Klaus Iohannis nu agrează ideea votului uninominal pur. Opinia este personală și nu implică poziția PNL. De cealaltă parte, președintele PSD Sibiu Ioan Cindrea consideră soluția cea mai corectă la alegerile parlamentare. Cine ia mai multe voturi să câștige din primul tur. Klaus Iohannis susține că nu este adeptul votului uninominal pur pentru alegerile parlamentare. Nu-mi place ideea. Mie personal nu sunt adeptul uninominalului pur, dar evident aici vor exista discuții în USL, vor exista discuții mai ample, se va lua o hotărâre. Deci acest răspuns nu implică PNL-ul, este părerea mea de primar. Un uninominal pur, după părerea mea, nu garantează acest lucru, nici măcar un uninominal, așa cum este în vigoare acum, nu garantează acest lucru în cadrul unui număr prestabilit de parlamentari. Și rezultatul îl știm cu toții, un mega-parlament care cu siguranță nu e mai eficient decât cel înainte, ca să nu formulez altfel. Klaus Iohannis a dat ca exemplu Germania. Acolo cetățenii primesc două buletine de vot, aleg atât persoana cât și partidul. În țările cu apă caldă, aceste lucruri au fost analizate decenii de-a rândul și nu întâmplător, unul din sistemele pe care formul german le-a propus și sunt în continuare membru și în continuare am aceeași părere, este sistemul german, care prevede ca fiecare cetățean să aplice două ștampile, una pe un nume și una pe un partid. Este un sistem uninominal mixt. Asigură reprezentarea proporțională a partidelor, garantat, asigură pe de altă parte intrarea în Parlament pentru politicienii care sunt foarte bine văzuți, fiindcă primesc un număr mare de voturi. Klaus Iohannis a mai precizat că nu face parte din comisia în care se discută despre alegeri, așa că va accepta situația așa cum va fi stabilită.